Așa, bă, oameni buni. Salutare și bine v-am regăsit, băi frate, uite ce de acolo. Ai grijă, nu chiar de când te duci cu capul uitându-te în cor. Salutare și bine v-am regăsit, băi frate, la un nou video. Astăzi o să vă prezint unde aici lemnile care le-am tăiat cu durta, urmează să le creton, frate. Asta le-am tăiat la altă ieri și acum le creton. Acum o să vă prezint în continuare, să muncesc zi, bineînțeles, ca de obicei, muncile pe care le procesăm noi în fiecare zi. Acestea sunt, să trecem la subiect. Deci aici este la noi vreo 34 de grade, vedeți, că-s fresh, tot îți transpira patricul. Comanda seracotă, trebuie un pic mai crepat, e normal, nu trebuie nici mărunt, nici gros. Normal, bineînțeles. Aici lucrăm la o tante, bătrână, bolnavă și noi facem în fiecare. Înțelegeți, că femeia e bătrână, nu poate să lucre. Trebuie să-i ducem și lemnele, să o să-i le cărăm cu roaba de aici. Dar nu acum, trebuie să-i lăsăm un pic să uște. Acolo am pus o săptămână bună. O să-i le ducem. Asta este o muncă. Reale din calea afară, frate. Deci nici nu are rost să povestim ce mult grele sunt astea. Mai ales gândiți-vă că trebuie să lucri sub cerul liber, cald, n-ai umbră, n-ai nimic, nu-i ușor. Sunt o grămadă de excroci, de oameni, dar nu s-a abonați la mine, îs din umbră, care se bagă, se îmbală și vorbesc vorbe vulgare la adresa noastră, că vede ceea ce facem, dar eu pe nu-i mai considerez oameni. Aia sunt niște oameni care n-ar trăi să trăiască pe pământul ăsta. Mai bine să moră oamenii de aia decât să trăiască. Așa zice. Aia sunt niște oameni răutăcioși. Chiar nu mai pot înțelege. Invidiază parți. Păi să meargă la lucru, să lucre ei. Așa cum facem noi, că după aceea nu mai trebuie invidie. Că vede că cât e de greu. No, și își dă ei seama lucrând. Să facă ea ce vorbesc, muncile astea, să lucre ce fac eu, atunci își dă seama. Și zice, bă, omul ăla l-am criticat pe nedrept, că are dreptate. Are dreptate, omul. Înțelegeți? L-am pe un prieten, Nicu Brata, dacă te baște, salută tata de aici. Un prieten la canalul meu de YouTube. Super om de elită ești, fratele meu. Care îmi place, Nicu Brata. Îl mai am încă pe... Băi, e tătuit, mă. Bă, Nicu Brata, mă, că el cam des îmi scrie. Adrian Ștefan, dacă nu greșesc. Adrian Ștefan sau Adrian, dacă nu greșesc, te salută, tata. Tu nu m-am dai like-uri. Te salută, tata, ești un om formidabil, care îți place să apreciezi ceea ce muncezi în fiecare zi. Ești un om nemaipomenit. Te salută, tata, să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și la familia ta, maestră. Adrian Ștefan, Nicu Brata, deci doi oameni și mai sunt încă câțiva, tălăui numele. Vă salut și pe ăștia care nu vă, m-am uitat numele, vă salut să vă dea Dumnezeu să vă dea. Niște oameni nemaipomeniți, care îmi place de dumneavoastră, că mă apreciez și nu știu cum să vă mulțumesc, că ne susțineți și că ne ajutați în continuare cu câte o distribuire, cu câte un like și alea. Avem ceva Daniel, prechin,
Te salut de aici, tată, să-ți dai bine. Deci acum aici la noi este cam 33-34 de grade. Trebuie să fie 100%. Dacă nu mai mult, nu știu exact, dar cam acolo. Mai avem pe Ciprian. Am văzut Ciprian, care îmi spunea să cumpăr crepătoare, nu se merită, fratele meu. Merge fără spor. Curentul e scump, benzină consumă multă și atunci mai bine preferăm să facem la secur. Facem și mai repede. Cât putem, când nu putem, ne credăm. Ne lăsăm de muși de astea atunci. Dăm în continuare, nu mai avem așa mult. Cu ajutorul Domnului să gătăm minuța ales aici. Acest Ciprian, băiatul ăsta sau domnul Ciprian sau nu știu ce, e tânăr. Am zicea de tractor, bă, prea tine ciopăță tractorul într-un videoclip. Bă, omul e bun. Eu de la cine am luat tractorul ăla a fost transmisie cutie, piesă nouă. Dar el a făcut după capul lui și nu știu să asamblează, nu știu să pui la cote piesele, la semne și l-a pus piesele într-o parte și toată transmisia și toată transmisia mi-a făcut o praf și pulbere. Înțelegi? Transmisia la UTV. Dar situația asta liniștit că e bună. Transmisia ai făcut, am luat piesa, am o reparat mecanicul la cine am dus. Și săptămâna asta, da, de, îl pot aduce acasă tractorul. Da, de-am el gata, să sperăm. Deci asta s-a întâmplat Ciprian, dacă te bași și o să zis, cu tractorul. Că ai zis că ce s-a întâmplat? E transmisia, bă, cine a făcut? Nu știu, nu a fost de meserie, a făcut de capul lui și tot mi-a pus el piesă nouă, m-a mințit. Că s-a văzut, am văzut eu piesele ce-o schimbat, dar nu știu să le pui la cote, la semne, la... Nu știu, ansamblam omului, ca să înțelegi. Și de aia, din cauza asta s-a întâmplat.